O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Inspirată din fapte reale, Cartea copiilor pierduți de Christine Harmel spune povestea rezistenței spiritului uman și a forței iubirii în fața răului. Eva Traube Abrams, o bibliotecară octogenară din Florida, aranjează cărți pe rafturi când îi cad ochii pe o fotografie din New York Times. Se blochează. Este imaginea unei cărți pe care nu a mai văzut-o de mai bine de 60 de ani. O carte pe care o recunoaște ca fiind Cartea copiilor pierduți. Articolul care însoțește cartea vorbește despre jefuirea bibliotecilor de către naziști în timpul celui de-al doilea război mondial, o experiență pe care Eva și-o amintește bine, și despre încercarea de a reda cărțile celor de la care au fost furate. Carta din fotografie pare să conțină un fel de cod, dar cercetătorii nu-l pot descifra. Doar Eva deține răspunsul, dar ea are oare puterea de a rememora vechile întâmplări? Cu 60 de ani în urmă, proaspăt absolventă, Eva a fost nevoită să fugă din Paris și să se refugieze într-un mic oraș de munte din zona liberă, unde a început să falsifice documente de identitate pentru copii evrei care fugeau în Elveția neutră. Împreună cu misteriosul și chipeșul Remy, Eva decide că trebuie să găsească o modalitate de a păstra numele reale ale copiilor, care sunt prea mici pentru a-și aminti originile. Înregistrările pe care le păstrează în Cartea copiilor pierduți vor deveni vitale atunci când celula de rezistență pentru care lucrează este trădată, iar Remy dispare. Un roman antrenant și evocator, o pagină de istorie care nu trebuie uitată niciodată. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.